Salut prieteni, bine v-am găsit pe www.tutorialevideo.info, iar astăzi vom vorbi despre programul Universal USB Installer. Cu ajutorul Universal USB Installer putem instala Windows-ul, Linux-ul sau orice pe stick-ul nostru USB, după care la primul restart selectăm din BIOS butarea de pe USB, dacă suportă calculatorul nostru, și vom rula Windows-ul de pe stick. Eu astăzi am să vă prezint cum se face această instalare pentru Linux. Așteptăm să descarce, deja am și apăsat ca să descarce aplicația. Deschidem Universal Installer, îl instalăm. Bun, acum ne alegem de aici exact ce dorim să instalăm. După cum vedeți, are o serie de pentru Linux. Mă uitam aici. Da, după cum vedeți, este și pentru Windows 8, 7, Vista. Este irelevant să creez un tutorial pentru fiecare în parte. Așa că, după cum vedeți aici, aveți această listă din care vă alegeți ce doriți să instalați. Eu am să mă duc la să văd versiunea de Ubuntu care o am, 12.04. Eu voi instala astăzi Ubuntu 12.04. Îi dăm Browse, selectați arhiva de unde s-a descărcat. Și G la mine este stick-ul. După cum vedeți, să vă și arăt. Removable disk. Bun, îi dăm să ne formateze stick-ul pentru că eu am anumite lucruri deja pe el. Și dăm create. Yes. După cum vedeți, a început deja să extragă fișierele din arhiva .iso și să le mute pe stick-ul nostru. Așteptăm acum, după cum vedeți, mai este nevoie de 2 minute. El acum copiază toate fișierele de care are nevoie pe stick-ul nostru USB și după terminare, acesta va fi gata de funcționare, să zic așa. Îl puteți utiliza. Numai să nu uitați să bifați din BIOS să buteze de pe USB. Sau când pornește calculatorul, apăsând F10 ca să alegeți meniul de boot. Sau F2 sau F12 la unii. Depinde de ce placă de bază aveți. După cum vedeți, s-a terminat și instalarea. Nu am lăsat ca să meargă până ca să vedeți cum se copiază fișierele, deoarece nu are niciun rost să pierdem timpul filmând anumite lucruri ce duc la acest rezultat, fără să mai facem nimic. După asta îi dăm close. Dăm un properties la stick-ul nostru. După cum vedeți, user space 1,7 giga. După asta dați reboot și aveți sistemul de operare Ubuntu direct de pe stick. La revedere, ne auzim în tutoriale viitoare.